Alo, frate. Hai să dau o veste. Mă însor. Ei, cum s-a întâmplat? Eram în curte cu mașina ca de obicei și... Așa. Iubitoare. Te-am frecat destul cu spuma asta pe tine. Ai, ce piele fină ai, iubitoare. Cea mai frumoasă ești tu. Fără fum. Păi cum să te afum eu pe tine, frumoasă? Of, iubirea mea, te iubesc atât de mult. Aș vrea să fiu împreună tot restul vieții tale. Ai așa un portbagaj de dubă braziliancă. Și aș vrea să fiu împreună tot restul vieții tale. Adică vieții motorului tău. Să facem trei copii mici. Ăla mare, scooter. Aia mijlocie, bicicletă. Aia mititică, role, să mergem împreună prin drumeții, prin lume, excursii pe munte, peste tot. Și vreau să te întreb, sincer. Vrei să fii mireasa mea? Da, ai zis da? Perfect, sunt cel mai fericit bărbat din lume. O să spun acest inel și o să fim... Șase din asta. De când deschizi tu portiera? E, așa e la începutul relației. Care început? Că noi suntem de 4 ani. Începutul relației cu mașina. Până acum nu era nimic serios, dar acum sunt 100% implicat. În fine, whatever. Auzi, cu cine vorbeai? Că te-am auzit că vorbeai cu cineva. A, nu, nimic. Repetam eu ceva. Ok. Nu, dar ce bine arată asta așa curățată. Da, da, abia ce am spălat-o, așa că ai grijă, te rog. S-a întâmplat ceva? Hai să nu punem mâna pe asta. Da, nu vrei tu, te rog, să spui mănușile astea chirurgicale pe mâini, că, na, știi cum e acum cu microbi și aia, ne protejăm și noi puțin, te rog eu, hai să... mai bine așa. Ok, atât am văzut că ai... Hai mai bine pune-le pe astea în mână, că știi, cu mâini niciodată nu ești suficient de protejat și na. Ce cald aici! Ai transpirat? Da, puțin de la mânuș. N-ai vrea tu să spui, te rog, chestia asta pe tine, că uzi pielea de pe scaune și păcat că abia am curățat-o, te rog eu. Așa. Da, auzi? Ți-e scurge părul? Puțin. Care puțin, mă? Că am crezut că am pisică în mașină, dar mi-ai făcut covor așa din păr. Dar crezi că suntem o sufragerie? Pune-ți tu un pic casca asta de duș. Să avem noi grijă să nu curgă părul. E păcat de tapiterii, că abia am curtat-o de scame. Dar să știi că de la transpirație și de la aerul condiționat mă cam ia strănut. Aureu, strănut? Microbi, mizerie, la mine pe bord. Stai, mă, că n-am virusul, stai liniștit. Mai rău, ai scuipat la mine mașină. Tu nu vezi ce sistem de gale ai când strănuți? Ai cam eu ceva mai bun. Ia și pune masca asta de gază pe față ca să fim protejați. Tu glumești, nu? Ce? Ești nebun? Ești nebun? Nu s-aude, te rog eu, nu mai țipa când poluez fonic mașina. Ești nebun? Cum? Băi? Băi, tu-ți bați joc de mine? Tu-ți bați joc de mine? Deci îmi pui chestia asta de scafandru pe cap? Îmi pui asta de duș de parcă sunt o leproasă? Îmi pui asta de scafandru? Dar tu chiar îți bați joc de mine? Spune-mi sincer! Deci eu am impresia că sunt la camera ascunsă, pe bunii! Cum poți să-mi faci așa ceva? Cum? Sunt la camera ascunsă? Hello! Sunt la plasa de stele? Eu plec! Nu, eu cred că asta este o farsă! Sunt la camera ascunsă? Da, pragul meu, l-ai murdărit! Unde-i camera? Unde-i camera? La unde trebuie să mă uit? Hello? Vai, sigur că da, vreau! Nu!
Da, da, sigur, super. Ba, da. Așa că, na, te aștept la nuntă. La nunta mea cu femeii, nu cu iubirea mea. Adevărată.